Dunărea Giurgiu a câștigat primele două etape din returul de campionat, ajutată și de cei 8 noi jucători care au pus osul la primele reușite din an. Vârban, Zlotea, Drăghia, Pascu, Guțu, Dima, Mușat și Vrabie sunt cei care au fost convinși de noul proiect al Dunării, care va ținti campionatul din sezonul viitor. Bătaia va fi pentru ediția 2015-2016, noi ne mai având la momentul acesta șanse reale să putem prinde play-off-ul. Deși Dunărea are un compartiment de junior care produce valori, din toamnă li se va arăta mai multă atenție celor mici. Mă lucrez împreună cu domnul Puiu Adonis la afilierea secției și la Federația Română de Fotbal. Încercăm ca din toamnă să promovăm din nou grupele de juniori republicani A și B, adică 14, 16, 16, 18 ani, și în acel moment deja cred că lucrurile se vor schimba mult în bine pentru tinerii noștri fotbaliști. Echipa de juniori a Dunării Giurgiu defilează în campionatul județean. Fiecare meci aduce victorii la scoruri astronomice, din cauza lipsei de concurență. Acest lucru nu poate decât să îi afecteze pe vicii dunăreni, este de părere vicepreședintele clubului. Este un nivel foarte scăzut în județ. Nu mai există copii, echipele din județ strâng cu foarte mare greutate copii să se prezinte. Ideea este că ei trebuie să se prezinte. Neprezentându-se echipa de juniori, este afectată echipa de seniori. Și ca să nu fie afectată echipa de seniori, ei vin, măcar să facă 11. Act de prezență, dar nu suficient, și calitativ. Da. Sâmbătă se va desfășura etapa 16-a campionatului județean de fotbal, iar meciurile vor începe cu o oră mai târziu față de etapa precedentă.